Nu, și au zis să spuneți, să ne puteți să vă spune sau zice. Hai, Nu, era legea mai înainte, cum era, era diferență între mediul rural și urban. Înainte, formatul legii dinainte era cu 0,1. Nu, nu, era un procent care se aplica 0,1 la orașe, 0 de la sat. O căzut și apoi 0,1 la ambele, și la rural și la urban. Nu, nu se poate minus. Deci am hotărât de guvern. Care mai tine de la 571? Cum? Nu, nu, da, nu, ba, nu, cum să nu? Da, articolul 208. Da, 209. Da, publicam aici o mată. Și așa mi se pare normal. Nu, domnul, ca să vă explic, hotărârea de guvern a fost în august, o dată, la 3 ani. În funcție de rata inflației. Deci când e vorba de indexare, se poate face plus, minus, când e vorba de majorare, se face plus. Nu, indexarea e cu plus. De asta pare că da, nu se poate. Nu se poate, nu se poate. Nu pot merge cu puterea de guvern. Cu puterea de guvern cu asta. Poți să dezbaterea, am văzut și eu la televizor. Și tocmai asta se spunea de... Nu se poate, eu nu pot ieși sub asta. Fiindcă sunt unele zone unde lumea se lasă deja va fi să faci un... Tocmai iar e de ce se lasă reduce. Și atunci le lași mai jos. Știi la ce se referea? Când s-a vorbit de... Am urmărit și aia. Să discuta că dacă se va face o descentralizare așa reală, să dea posibilitatea autorităților locale să nu mai fie grădini de hotărârea asta de guvern, să poată merge și minus. Dar nu a apărut. Nu a apărut. Să discuta pentru nouă sisteme. Dar nu a apărut. Să discuta pentru nouă sisteme. Dar nu a apărut. Să discuta pentru nouă sisteme. Dar nu a apărut. Să discuta pentru nouă sisteme. Da, dar se poate. 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 Nu mai de deci, majorare de taxe locale, de consiliile locale s-a posibil pe țel. Majorare. Nivelul impozitului și taxe locale prevăzut în prezentul titlu poate fi majorat anual până la 20% de consiliile locale de țel și Consiliul General al Municipiului București, după caz cu excepția taxelor prevăzute la articolul 260 din alinea 4 și 5, care sunt mașinile cu peste 12 tone, care are cum în hotărârea de guvern nu avem voie să le majorăm. Și articolul 295, când este taxele de timp, taxe extrajudiciare de timp, alea nu le putem noi umbla la el. Deci asta ce articol este? 287. Așa zice articolul 292. 292 este. Indexarea impozitului taxelor locale. Așa. În cazul oricărui impozit sau oricărui taxe locale care costă o anumită sumă în lei, da, sau este să aplice pe bază unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează toate la 3 ani în cont de evoluția ratei inflației de la ultima indexare. Aici am vrut să vă spun că și am subliniat acolo că Ministerul Finanțelor, în colaborare cu Ministerul Administrației și Internelor, odată la 3 ani, deci baza legea asta care a apărut acum, IGO-ul ăsta, 956, 3 ani rămâne bază. Și poate să fie ani. Indexează Ministerul Finanțelor. Dar și zic odată la fenomenul de turma, că spune funcție de inflație și rată. Deci poate să crească leu, poate să coboară și mai putem să putem. Ultima hotărâre de guvern care a stabilit baza impozitelor locale, a fost acum 3 ani. Să mai știu și eu. Dacă vă spun că așa... Nu, aia, trebuie să rămân... Dacă leu crește... Eu sunt, da! Dacă leu crește, da, vă huzuriți dumneavoastră în bani? Nu ne huzurim, Ministerul Finanțelor și Ministerul Administrației, de la treia de guvern, care stabilește ca impede baza. Și de la baza aia vreau să mă duc ori cu 20, ori lăsăm cu mâini, ori crește până la 20, cu 1, cu 2, cu 5. Nu vreți să ne spuneți. Știu. Bine, dar vă spun că nu pot intra sub bază, sub capace. Sub capace, ăla e vastă. 2,8,7, 2,90,8,9. Ministerul de Finanță și acum a fost, în 2006 a fost ultima bază și acum a fost altă bază de unde putem să-i porni. Da, vreau să știu. Dar cum să fie? Indexarea și impozitul taxelor locale. În cazul fără impozit sau trei taxe locale care concentră anumită sumă în lei, sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, suma respectivă se indexează la clasa A, ținând cont de evoluțiile rate inflației de la ultima indexare. La data de 1 ianuarie 2007, titlul 9, capitolul 2, capitolul 19, de ziceam așa de trecere. Sumele indexate se inițiază în comun de Ministerul Finanțelor Public și Ministerul Administrației Interne, s-a apărut prin hotărâre de guvern, emisă până la primă, în fiecare an. Operarea cu timpul în ianuarie 2012, nivelul de taxe, a dus la numărul de patronul să umblă la iene. Da, aia. Aia am început să te explic. Colaborat la treia guvernul, adică, nu, în colaborare cu Ministerul Finanței și Administrației și Internelor... Nu, eu am definiție, taxa care mi s-a dat acum să consider nivel minim sau bază de pe care l-a trebuit. Păi, hai, uitați aici, am hotărâre, privind, uitați, nivelul pentru valorile impozabile, impozite și taxe locale și alte impozite asimilate, în HG 946. Precum și amenziile aplicabile începând cu anul 2010 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Deci astea nivelurile stabilite de guvern
în luna august 2009. Care e pozitie bază? Doamna Șeră, baza pe 2009 e egală cu baza pe 2010. Aia vreau să te explic numai un pic. Nu, mult mai mică. Noi anul trecut am indexat baza din 2006 cu 20% și am ajuns la o valoare foarte apropiată de ce o să aprind guvernul acum. Am înțeles. Uitați, v-am scris un tabelul ăla. Practic, cu ce am indexat noi din 2006, am ajuns la baza făcută de guvern. Noi am indexat cu 20 în fiecare an. Am mers tătăm cu 20. Deci, practic, acum suntem la nivelul ce-o... Am ajuns, uitați să vă spun. Noi am stabilit prin HCL anul trecut pentru anul 2902, de pe metru pătrat de exemplu la Sevin. Guvernul a dat acum bază 806. Deci, eu noi suntem foarte aproape. De exemplu, la clădiri cu cadre de beton armat, e diferența asta. La clădiri cu pereți exterior din lemn, noi avem 219 stabilit prin Consiliul Local anul trecut și aplicabil și așa, și guvernul a dat 219. Deci ori ajuns, ne-am indexat cu 20% și am ajuns la nivelul care o să fie guvernul acum. Dar o luăm pe noi. Asta este la aia face coordonatea domnului. Da, cum să nu? Vă spun eu, la mișcă de la nu. La sat, diferența între noi și sat. Noi suntem ca grad de gradul orașului, rang orașului 3. Deci noi avem un coeficient de corecție la toate impozite și taxe, să aplică un coeficient de corecție care este diferit. La noi, stați că vă spun cu mâi, ei sunt la gradul 5, la gradul 5 noi suntem la 3. Deci satele au mai puțin la toate impozitele și taxe datorită... Nu, este prin lege prevăzut cu eficientul de corecție, diferă de la 3 la 5. Ce trebuie? La 5 scrie sate sau scrie comune? Nu, sunt la 3 la 5, în funcție de... Nu, scrie nici cum. E grandul 5 a fost să vădă la sate. Nu, asta când trebuie pe satele de la oraș, beneficiază de condiții... Localități rurale de rangul 5. Deci cum? Localități rurale de rangul 5. De la comune? Nu, că rău, localități rurale de rangul 4, ca-s comune. Uitați, localități urbane de rangul 0, care sunt orașii foarte mari, localități urbane de rangul 1, 5, localități urbane de rangul 2, 4, și noi suntem la localități urbane de rangul 3, avem coeficient de corecție 3, localități rurale de rangul 5, avem coeficient de corecție 1, deci diferențierea între impozitul nostru de la oraș și impozitul de la sat e determinat de coeficientul ăsta, că impozitul în final se înmulțește cu coeficientul ăsta de corecție, la noi cu 3, la sate 1. Deci aia e diferența între noi și sate de au mai... 3. Deci excepție de la articolul 287. Dar ce înseamnă sate la nivelul 3? Sate nu sunt la nivelul 3. Sau oraș, la nivelul 3. Cu locuitor sunt 10.000 de... Spuneți-mi gradul de 1, 2, 3 până la 5, da. În funcție de locuitor sau în funcție de dotări mesurale? De locuitor, noi suntem pe bază de locuitor sau dotări? Nu locuitor. Dar dați seama că e vorba de infrastructură. Lasă că aia de la gradul 1 se... Aia de la gradul 1 se duc că se vodă, aia de la gradul 5 mers după bodie. Și atunci ai trebuie să nu se poate. Noi suntem ultimul rang de oraș, care poate fi... Deci, ăia îi mulțim cu mult mai mult, dar cu 8, cu 5, cu 4, cu 3, noi suntem... Ce se deșteargă de la oraș, mai bine beneficiem cu ceilalți. Comunele e 1,10. Nu, satele e 1. Deci, impozitul lor, cu cât e un oraș mai așa, îți înmulțește impozitul cu 8. Domnul președinte, doamna Cina, eu înțeleg că la noi trebuie să fie impozit, că noi nu vedeți. Nu ați luat salariile de luni de zile. Noi nu, dar deja facem impozitele cu 20 de indexe, că nu le colectăm. Vedeți că acum guvernul zice că nu le colectăm, că sunteți prea mulți. Și din 5 trebuie să plece 4, să rămâie 1. Și atunci, asta e probabil că le calculează, deci sunt prea mulți, că din 5 trebuie să plece 4, să rămâie 1. Dar tot guvernul dat încă 10 situații în plus, cu data de 10 ale fiecare luni, raportez 10 situații în plus. Acum de o lună. Dar atunci, ce? Eu de azi. Noi, degeaba facem impozit și nu ne acasăm. Și mere după aceea, mere primarul sau mere nu știu cine la București să gonută de fundamentale să ne dea bani și să plătească de-o de-o. Eu v-am arătat aici în America, dacă vă faci domnul președinte. Care e cradul de casoare pe amul ăsta? Uitați-vă la Alexaului. Nu, și mei. Execuțe, nu o să vă spun, 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 nu o
normal. Trebuie să le și corecte. Nu, că